Șirul de camioane a traversat întreg orașul Constanța. Echipajele de poliție au oprit circulația până la intrarea pe stadionul de la gară, cel care găzduiește tabăra militară. Acesta este cel de-al doilea transport militar cu materiale pentru zona de izolare și triaj, care va avea 150 de paturi. Soldații din forțele navale și terestre se ocupă de lucrări, iar autoritățile locale de utilități. Facilitatea medicală principală instalată aici, pe care o puteți vedea în spatele meu, dispune de un număr de 56 de paturi, destinația acestea fiind preluarea cazurilor ușoare și medii de pacienți infectați cu virusul COVID-19. Spitalul militar va funcționa ca o secție extinsă de boli infecțioase a Spitalului Județean din Constanța. Aici au fost detașați 10 de medici militari care vor trata pacienții infectați cu noul virus. Este al doilea spital de campanie din țară după cel amenajat lângă capitală.